Situata la altitudine de 600 de metri pe sprânceana plăișorului Cioara, într-un minunat cadru natural, mănăstirea Afteia apare măestoasă pentru drumețul ce-și poartă pașii pe valea Archițului, a cărei apă cristalină curge la poalele versantului pe care este înălțat Sfântul Lăcaș. Spațiu de viețuire pentru călugări, ctitorit în secolul al XVI-lea, mănăstirea Afteia este situată la 25 de kilometri de orașul Sebeș, în comuna Săliștea, județul Alba. Inițial, așezământul monahal s-a numit Siostria din Plăișor și avea hramul nașterea Maicii Domnului. Mai târziu apare în documente ca mănăstirea de la Cioara sau Afteia, fiind metoc al mănăstirii Cozia. Zbuciumata istorie a mănăstirii Afteia este marcată de personalitatea cuviosului mărturisitor Sofronie, care și-a închinat viața luptei pentru apărarea ortodoxiei în Transilvania viacului al XVIII-lea. Un ierar ardelean din vremea noastră spunea: n-a fost trecut cu vederea de către Dumnezeu neamul românesc și cu atât mai puțin creștinii din Transilvania cea mult pătimitoare. Harul lui Dumnezeu a rodit sfinți. Unul dintre cei mai râvnitori este Sfântul Sofronie de la Cioara. Preacuvioase Părinte, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre începutul acestui așezământ monahal. Schitul Afteia și are originile încă din secolul al XV-lea, când după o tradiție se spune că după lupta de la Câmpul Pâinii de la Valomir din anul 1479, bătrânii și femeile și copiii s-au refugiat în Burgu, iar după victoria românilor asupra turcilor, drept mulțumire, s-a făcut un schit, care noi bănuim că a fost aici. Nu avem date, nu avem documente istorice, dar tradiția ne spune acest lucru. Cele mai vechi mărturii despre existența schitului le avem din anul 1757, când într-un ordin al Fibirăului din Vinț, se ordona arestarea călugărului Sofronie, călugărul neunit din hotarul Cioarei. Deci exista atunci schitul și exista ca viețuitor Sofronie de la Cioara, care a fost mai întâi preot în sat, și apoi s-a retras și a făcut o țăr de schit, cum zice cronica, în plăișurul Cioarei, aici, în mijlocul codrului. După aceea, schitul a fost distrus în două rânduri, în 1757 și mai târziu, în 1786 sau 1788, datele istorice nu sunt în concordanță. Dar și după arestarea lui Sofronie,
avem mărturie că ai făcut din nou viața monahală aici, pentru că sunt icoane și cărți din anul 1759-1760 până în 1786 și despre viețuitori, Nebucul Ștefan și așa mai departe. Deci, scripul a fost după a doua dărâmare a scripului, în 1788, din ruinele rămase, s-a construit Biserica de Mucioară, Biserica de Lemn, care este și acum este un moment istoric. Acolo, lucrându-se și icoanele rămase și cărțile de slujbă care există. Părinte, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre Sfântul Sofronie. Sfântul Sofronie a fost preot în satul Ceara, a fost mai întâi căsătorit, l-a chemat Popa Stan, iar după ce a murit soția și copiii, a mers la Mănăstirea Cosia, în Țara Românească, unde a fost călugărit și a primit numele de Sofronie. Venind înapoi în Transilvania, s-a retras și a făcut o serie de schimb aici în Codru și a viețuit aici, în rugăciune și în învățarea poporului. Aici, la Schitul Andreea, a existat și o școală de icoane, de iconat și o școală de învățătură care se preda, se vedea învățătură de pomană, zice Franta. După Uniația de la 1698-1701, când Mitropolita Atanasie Andrei și o parte din preoți au semnat actul de unire în Roma, românii neștiind, marea majoritate a poporului neștiind de acest lucru, cărorul Sofronie Răcioara a început să lupte împotriva acestei uniri, să trezească poporul, să le spună de fapt ceea ce s-a făcut și prin aceasta și-a atras și persecuția și ura autorităților din acea vreme. Iar, pe de altă parte, mișcarea lui s-a întins în toată țara Transilvaniei, încât însă și împărăteasa Maria Tereza a trebuit să trimită pe generalul Bucov ca să îndea ușurile soare și să împlinească unele din doleanțele românilor. De la 1701 până la 1761, când Sfântul Sofronie ține un ținut al Maiunian, prin care cereau și mi s-a aprobat episcop ortodox, români din Transilvania, nou episcop ortodox, deci erau doar greco-catolic și ceilalți de celălalt de religie. Doctorul Sofronie viață câțiva ani, 1757 până la 1761, merge și propovăduiește din Țara Moților, din Avrut, din Țara Zăramului, este prin la Bălna, la Bunedoara, din Bunăștie, este chiar prins, este arestat odată la Bălna, iar este eliberat de țărani, după ce este prins la Avrut și autoritățile vreau să fie dus la Oradea, dar miile de țărani români care așteptau cu Avrut au făcut ca conducătorul celor care l-au arestat să se oprească la Sinaia, iar acolo, în presiunea miilor de țărani, a fost eliberat. Mișcarea a luat o mare, foarte mare. Toată țara Transilvaniei s-a ridicat în picioare și atunci s-a aprobat ca românii să aibă
acea mare persecuție făcută de generalul Bucu. Sfântul Sofronie în 1761 a fugit în țara românească, s-a pus pe capul în vreme de 50 de galbeni și și-a dat seama că nu are nicio șansă să rămână. A plecat în țara românească, a fost egumen la Sfântul Piero și după aceea îl întâlnim în Rusia și nu știu în ce am s-a sfârșit și nu știu cum este bărbun. Oricum, viața și autoritatea lui a fost foarte importantă pentru toți românii de aici și oarecum a și pregătit ce s-a întâmplat mai apoi la Sfântul Piero. Era un precedent. Bineînțeles că schitul lui a fost distrus, cum am spus și mai înainte. Și după aceea aici au fost ucis și călugării care mai rămăsese aici. Și după aceea aici am încercat să mă fie eu patru monahale, se știa doar s-a început o viață normală după rabie și după răbdare, stidindu-se și ceea ce vedeți și ceea ce ați filmat. Spune Mântuitorul Hristos, pe Cel ce mă va mărturisi pe mine înainte oamenilor, în fața oamenilor, și eu îl voi mărturisi în fața îngerilor și în fața Tatălui meu. Eu mă uit la un altul care este de altă religie decât creștină sau musulmană, mă întreb dacă el în credința lui religioasă este și de bună credință, dacă crede cu adevărat în credința lui, chiar dacă nu este a mea, și dacă va fi gata să moară pentru ea. Noi, în Transilvania, avem modele de urmat în cei care au fost gata să moară pentru credința ortodoxă și într-o credință ortodoxă. S-au mântuit, se roagă acolo pentru noi și ne rugăm și noi ca ei să mijlocească pentru noi și aceasta ne dă și garanția că și noi ne vom mântui dacă vom rămâne până la sfârșit și fără clintire în interiorul adevărului lui Hristos care se numește Ortodoxia. Amin.